vom face o analiză pe ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul acestei săptămâni și vreau să informăm romașcanii în legătură cu avaria apărută la rețeaua de apă. E vorba de o magistrală de alimentare a municipiului Roman cu dimensiunea de 400 de milimetri, o fisură pe o lungime de circa 3 metri apărută. Supărarea mea cea mai mare a fost legată de faptul că, deși avaria a fost anunțată la dispeceratul Apa Serv în jurul orei 12 noaptea, echipele Apa Serv au intervenit abia dimineața în jurul orei 8:30. Supărarea nu e neapărat la adresa oamenilor care au muncit și au stat pe baricade până când au remediat această problemă și chiar vreau să le mulțumesc pe această cale pentru implicare, inclusiv domnului Movilă, care s-a implicat permanent în legătură telefonică cu reprezentantul Apa Serv din Roman și a intervenit pentru a aduce cele două mufe de legătură, una de la Bistrița și una de la Brașov, ci e o problemă de sistem. E o problemă de sistem care, din păcate, nu a fost înțeleasă de unii oameni care au fost prin conducerea județului județean. Este vorba despre actualul senator Mormoloc, care, cât a condus Consiliul Județean și a avut în subordine Apa Servu, a realizat două lucruri mărețe pentru romașcani. Unul, a mutat dispeceratul de la Roman la Piatra Neamț, practic a desfințat dispeceratul Apa Serv de la Roman, un lucru extraordinar de util pentru romașcani. Și un al doilea lucru deosebit pentru romașcani pe care l-a făcut a fost scoaterea permanenței pe timpul zilelor libere și în weekend de la Apa Serv. Așadar, lucrătorii de la Apa Serv sunt în consemn doar de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara. Și de aceea și reacția mea că oameni care au trecut prin funcții de conducere, care puteau să lase ceva în urma lor, au lăsat, din păcate, un dezastru. Și m-au și curajul să comenteze, pe de o parte, din birouri sau cine știe de pe ce terasă, în vreme ce oamenii munceau acolo în zonă, și mai mult decât atât să și dezinformeze și să mintă. Dar e aproape ziua de 11 când romașcanii vor decide care este adevărul și cine cât s-a implicat în rezolvarea problemelor din oraș, pentru că eu n-am văzut acolo pe nimeni care să vină din conducerea Consiliului Județean, de exemplu. Pentru că, după cum bine știți, Consiliul Județean este cel care are în subordine compania județeană Apa Serv. În schimb, vreau să-i mulțumesc domnului subprefect Iulian Jugan, care a fost prezent pe tot parcursul zilei de sâmbătă alături de noi. În permanență am colaborat atât pentru distribuirea de apă pentru romașcani prin cele trei auto speciale ale ISU, cât și pentru celălalt suport pe care ni l-a acordat și vreau de asemenea să mai mulțumesc și altor două persoane. Este vorba de George Biciușcă, care a fost și el prezent și ne-a oferit consiliere pe parcursul și sprijin, bineînțeles, cu tot ceea ce am avut nevoie acolo și de asemenea iarăși o persoană care mi-a devenit foarte dragă în urma acestui eveniment și în momentele grele cred eu că se pot naște prietenii și se pot vedea caractere. Este vorba de Claudiu Moroșanu, un tânăr antreprenor din Roman, care în momentul în care l-am sunat a reacționat foarte prompt
și din momentul în care a venit la fața locului nu a mai plecat decât odată cu mine când lucrarea era finalizată. Și vreau să îi mulțumesc în numele tuturor romașcanilor pentru efortul pe care l-a făcut și astfel de exemple aș vrea să văd cât mai mult din partea romașcanilor, pentru că a sta pe margine, a mâncat semințe și a comenta e foarte simplu. Dar să te implici, cred eu că acolo dai dovadă de caracter și de determinare și mai mult decât atât, într-o zi liberă să te dislogi de lângă cei dragi și să vii să intervii pentru o problemă de criză care a apărut la nivelul municipiului Roman, mi se pare un lucru deosebit și de aceea merită toate aprecierile noastre. Mai departe, am văzut că prefectura s-a autosesizat și că urmează să vină într-un control la Roman. Suntem foarte bucuroși și îi așteptăm nerăbdare. Însă, cred eu că problemele trebuie să le caute la Consiliul Județean. Și, repet, sunt probleme de sistem, nu neapărat probleme legate de oameni. Și o altă problemă care trebuie rezolvată de Consiliul Județean ar fi o cartografiere a rețelelor de apă și de canalizare de pe raza municipiului Roman. Dacă într-adevăr vor să facă ceva. În rest, v-am zis, din punctul de vedere al documentelor, noi suntem foarte liniștiți, nu avem absolut nicio problemă și acest control când va veni, le vom pune întreaga documentație la dispoziție. Ar fi fost interesant dacă un astfel de control s-ar fi realizat și la Piatra Neamț, atunci când 4 zile municipiul Piatra Neamț a rămas fără apă. Dar n-am văzut așa ceva, cred că nu erau alegeri în perioada aia, probabil, și din cauza asta. Eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au implicat în remedierea avariei și în 16 ore de la sistarea alimentării cu apă a municipiului Roman am reușit să rebranșăm rețeaua și să realimentăm orașul cu apă. În ciuda unor zvonuri pe care unii încă le mai lansează. M-am întâlnit ieri, alaltă ieri, cu romașcan care spuneau, doamne, dacă când se ia iar apa, nu se mai ia fraților apa. A fost o avarie, s-a remediat avaria, e o problemă, nu se astupă, încă trebuie lăsat o perioadă pentru a vedea cum evoluează lucrarea, dar nu se mai ia apa. S-a anunțat iar că se mai ia încă pentru 3 zile apa, tot felul de zvonuri și na, eu pot să le și înțeleg că e o săptămână mai încărcată probabil pentru unii și e încărcată că nu au cu ce să-și ocupe timpul și asta e modul lor de a-și umple timpul. Însă eu tot ceea ce vreau să spun este că nu se va lua apa, lucrările care se fac în perioada aceasta nu presupun sistarea furnizării cu apă. Și mai mult decât atât, iarăși a apărut o discuție legată de sectorizare. Păi e vorba de magistrala de alimentare cu apă. Nu avea niciodată cum să fie această magistrală sectorizată, mai ales că nici nu știau pe unde este. Trecând la programul acestei săptămâni, continuă programul de asfaltări. Și începând de astăzi, deja se intervine la sensul de girație Poarta Sud, acolo unde vom turna un strat de binder pentru preluarea denivelărilor și ulterior, până mâine, să finalizăm și lucrările de turnare covor asfaltic, lucrări care se realizează pe cheltuiala primăriei municipiului Roman, iar după efectuarea acestei lucrări cu acel material viatop, constructorul pe cheltuiala proprie va interveni pe centura vest, acolo unde se va turna covor asfaltic. Continuă și lucrările la sensul giratoriu Poarta Nord. Acolo, în momentul de față, se toarnă și pe latura dinspre Dedeman piatra spartă pentru aducere la nivel și ulterior, până la sfârșitul săptămânii, vom turna și stratul de asfalt.
astfel încât, începând cu săptămâna viitoare, vor începe lucrările efective la zona din mijloc. Apreciem ca termen de finalizare a acestor lucrări o lună de zile. Am implementat și deja se derulează și contractul de alei parcări în aceste zile, inclusiv în aceste zile libere s-a lucrat în zona fostei centrale Ciupercă, acolo unde pregătim terenul pentru a turna asfalt pentru această parcare și, bineînțeles, ulterior vom interveni pentru amenajarea și altor parcări conform programului stabilit. Toate zonele municipiului Roman vor fi atinse de acest program. De asemenea, un alt proiect la care lucrăm este cel de extindere a iluminatului public pe străzile 8 martie și 13 septembrie. E vorba de 200 de metri extindere iluminat public pe strada 8 martie și 150 de metri pe strada 13 septembrie. Și în aceste zile lucrăm și la documentația tehnică pentru pregătirea licitației pentru cele 4 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. Acolo am fost săptămâna trecută în teren, am purtat discuții cu locuitorii din zonă pentru a le cere să urgenteze și să se branșeze, cei care doresc să se branșeze la rețeaua de gaze naturale, pentru că odată realizate lucrările de asfaltare, să nu mai intervenim. Și de asemenea, compania județeană Apa Serj pregătește documentația pentru înlocuirea unui tronson de circa 200 de metri de rețea de canalizare de pe strada Tinosului. De asemenea, o altă lucrare importantă și mult așteptată de locuitorii cartierului Petru Rareș primește astăzi ordinul de începere a lucrărilor. Este vorba de rețeaua de canalizare și apă pluvială din acest cartier, Petru Rareș. Firma care a câștigat licitația urmează a obține avizele necesare pentru semnalizarea lucrărilor și ulterior, cel mai probabil tot în această săptămână, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentantul acestei societăți, va interveni cu 3 echipe pentru începerea acestor lucrări. Am avut un weekend bun din punct de vedere al temperaturilor externe și, după cum bine știți, pe data de 1 iunie am deschis noul sezon estival la strandul municipal din Roman. În această perioadă de mini-vacanță, încasările totale în strand au fost de 17.236 de lei, având peste 1.500 de persoane prezente doar la bazine, în zona de strand. De asemenea, și 82 de foișoare au fost închiriate în această perioadă. În această săptămână, având în vedere faptul că avem alegeri la nivelul Direcției Locale de Evidență a Populației, se va lucra sâmbătă, 10 iunie, în intervalul orar 8-16, și de asemenea duminică, 11 iunie, între orele 7 și 21. Și de asemenea vreau să aduc la cunoștința celor care sunt beneficiari ai etichetelor sociale că în săptămânile 19 iunie, 7 iulie, la Direcția Socială, Direcția de Asistență Socială va începe distribuirea celei de-a doua tranșe pentru acest an a etichetelor sociale pentru pensionari și persoanele cu handicap cu venituri reduse. Și vreau de asemenea să le reamintesc beneficiarilor ca în această perioadă să își actualizeze dosarele pentru a nu avea surprize, aceasta doar în cazul în care la nivelul veniturilor sau numărului de persoane au intervenit modificări. În principiu, cam acestea au fost activitățile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștința dumneavoastră și nu vreau să uit
la capitolul mulțumiri în ceea ce privește gestionarea crizei legată de asistarea furnizării cu apă. Mulțumiri deosebite vreau să aduc și colegilor mei din primărie de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, care s-au implicat și au gestionat foarte bine această criză. Am avut 9 puncte de desfacere pentru alimentare cu apă în 9 zone din municipiul Roman. Am distribuit 600 de baxuri de apă plată și apă minerală și, de asemenea, colegii mei au stat alături de mine până la finalizarea reparațiilor, implicându-se activ în tot ceea ce a însemnat intervenția de la fața locului, cât și solicitările punctuale care au mai venit de alimentare cu apă în anumite cartiere din Roman, în special la cei în vârstă, la familie cu copii. Am răspuns favorabil tuturor acestor solicitări. De aceea am vrut să le mulțumesc în mod deosebit la urma acestei conferințe. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Legat de apă, nu este foarte clar cum s-au făcut reclamațiile. Când a fost sesizat apa servo? Prima sesizare s-a făcut la ora 12 noaptea la dispeceratul companiei județene Apa Serv din Piatra Neamț. Tocmai de aceea vă spuneam că e una din supărările mele că în mandatul de vicepreședinte al Consiliului Județean a domnului senator Mormoloc s-a mutat dispeceratul de la Roman la Piatra Neamț. Și asta e o nemulțumire pe care au exprimat-o asociațiile de proprietari, inclusiv la întâlnirile pe care le-am avut cu asociațiile de proprietari și cu reprezentații companiei județene. La ora 5 dimineața a fost sesizat direct reprezentantul APASER de pe zona est, zona Roman, domnul Bogdan Curcudel. Și cum au justificat ei diferența de timp dintre ora 5, să spunem? Păi, la dispecerat la Piatra Neamț s-a spus că nu au echipe de intervenție pe timp de noapte. V-am zis că în consemn ei sunt dați de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara. Pe timpul nopții nu m-au... Nu știu că e o oră jumate diferență de la 7 când am luat până la 8 jumate. Păi da, aici vii la ora 7, te organizezi, pregătești utilajele, pregătești... Astea sunt normale, sunt inevitabile. Am ați acuzat sabotaj marca PSD. Nu e sabotaj, având în vedere ceea ce v-am relatat acum, pot să-i spun chiar atentat. Păi, domnul senator Mormoloc, dacă a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și a mutat dispeceratul de la Roman la Piatra Neamț, a scos oamenii din dispozitiv pe timp de noapte. Cum numiți asta? Și ați mai spus... senatorul ăsta, tot repetați, Mormoloc? Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean. Și spuneți ce nume? Păi de la apă, nu Mormoloc, nu cresc în apă, da. Păi nu, dar cum se numește? Din ăștia, fără coloană vertebrală. Nu, prenumele, Mormoloc. Prenumele? Deci, urmăriți comunicatele de presă, că ei asta aveau, sâmbătă dădeau comunicate de presă, n-aveau alte preocupări. Ați mai spus că APA Serv a ales pasivitatea în mod deliberat în cazul ăsta? Nu, sau... nu. Eu, problema mea cea mai mare este legată de faptul că la ora 12 noaptea nu era avaria atât de mare. Dacă se intervenea la acea oră, diminuând presiunea din instalație și făcându-se intervenția, poate nu era o avarie de o asemenea dimensiune sau se remedia mai repede. Dar de la ora 12, când erau doar câteva... apa nu curgea la modul cum a curs sâmbătă dimineață, vă dați seama, toată acea presiune a dus și la fisurarea pe o lungime mai mare a acelui tronson de țeavă, cât și pierderile de apă pe care compania județeană APA Serv le suportă. Adică aici iarăși vreau să mai fac o precizare, să înțeleagă toată lumea că aceste pierderi de apă nu sunt contorizate, adică nu le vor plăti romașcanii, ci sunt pierderi ale companiei județene APA Serv. Da? Ca să... Au pus declarații în mediul online din partea unor reprezentanți PSD care au spus că ei și-au oferit ajutorul. Da, probabil, nu știu. Dar nu la noi. Da. Păi nu știu, să spun unde l-au oferit, cui l-au oferit, concret ce au făcut, că așa să vii acolo la fața locului și să zici, uite, eu vreau să te ajut, ce să fac?
Păi, n-ai, pui mâna pe lopată, n-am văzut pe niciun spună mâna pe lopată. Eu împreună cu domnul subprefect Jugan am pus mâna și am mutat niște bare de acolo, am avut o conductă de mutat. Oamenii erau acolo băgați în apă, în nămol. Eu cu domnul Jugan, da, am pus mâna pe niște țevi, le-am mutat și a ținut de noi. Nu îmi fac acum un titlu de glorie, nici mie, nici dumnealui. Dar când a fost cazul să punem mâna pe ceva, am pus, la modul că am stat acolo. Așa că unii spun că am vrut să ajutăm, dar nu ne-am lăsat, nu am fost lăsați, nu cred că... Și în tot, acum privind un pic la rece, tot ce s-a întâmplat, e ceva ce ați fi putut să faceți altfel sau e ceva ce vă reproșați în toată acțiunea asta? Nu, din punctul meu de vedere zic că am procedat exact așa cum trebuie procedat. Eu mă bucur că am reușit într-un timp record. Vă spuneam că au fost situații la nivelul municipiului Piatra Neamț când au stat aproape 4 zile fără apă. Luați exemplul Bacăului anul trecut, care a stat aproape o săptămână fără apă, tot din cauza unei avarii la o magistrală de apă. Din punctul meu de vedere zic că am gestionat exact așa cum trebuie gestionat o astfel de situație de criză și am stat alături de cei de la APA Serv pentru a le fi suport în orice problemă. Și de asemenea, am acționat așa cum trebuie și pentru Romașcani, oferind prin cele 9 puncte de distribuire apă, atât apă menajeră, cât și apă potabilă. Mulțumesc. Nu, sunt, pe de o parte sunt și obligat, dar pe de altă parte n-am nicio reținere, da. Aș vrea să întreb, jurnaliștii pot avea acces la aceste documente? În principiu, făcând o solicitare pe legea accesului la informații publice, nu văd o problemă. 30 de zile și... Exact, documentele sunt aceleași. Adică, da. Unele, da, unele nu, depinde cum e timpul. Da, oricum costurile sunt ale companiei județene APA Serv, tocmai costurile ridicate ale unei astfel de mufe de legătură nu determină ținerea acestor mufe pe stoc și ele sunt de dimensiuni diferite. Norocul nostru a fost că în acea noapte am găsit una la Bistrița și una la Brașov, din câte am înțeles costul ar fi undeva în jur de 17.000 de lei noi. Nu. De fapt, au fost și declarații oficiale din partea directorului APA Serv pentru mobilă. Spunea că vor veni după câteva zile, având în vedere că era și... Nu, eu am stat în permanență la fața locului și am dispus ca mașinile noastre deja să plece una spre Bistrița și una spre Brașov, ca în timpul în care noi lucram pentru decopertarea țevii și tăierea țevii, mufele să ajungă. Și exact la o jumătate de oră după ce au ajuns mufele, noi am scos țeava fisurată din... A fost pe extra? Nu, aici e treaba companiei județene APA Serv. Eu nu am fost decât un factor de decizie la momentul respectiv. Da, nu... Deci avizul companiei județene APA Serv spunea că trebuie să deviate rețelele conform schiței anexe. Pe schița anexă, rețeaua de apă, era dată o rețea de apă de fi 200, nici de cum de 400, cum e această magistrală. Această magistrală de 400 nici măcar nu era evidențiată pe schița anexă, care era parte componentă a avizului. De asemenea, tot în aviz mai spune că în cazul în care, în urma efectuărilor lucrărilor, descoperim rețele de apă, trebuie să le deviem. Numai că noi, în momentul în care am făcut lucrările la această parcare, pilonii au fost pur și simplu băgați direct în pământ, la adâncime de 7 metri, nu s-au făcut săpături pe lângă. Iar centurile care s-au făcut de jur împrejurul parcării, una are vreo 20 cm și una de 40, iar țeava iese la o adâncime de 2 metri. Deci nu aveam cum să descoperim aceste rețele. La fel s-au făcut speculații în terenul cel pe care este apăsată parcarea etajată acum. Era teren public, teren privat? Da.
Astea sunt speculații, e proprietatea primăriei, e proprietatea primăriei municipiului Roman, toate avizele au fost în regulă, autorizația este în regulă. Fostul edil a semnat recepția lucrărilor? Recepția lucrărilor o semnează o comisie de recepție, din care nu face parte niciodată primarul. E o echipă desemnată printr-o dispoziție de primar pentru semnarea recepției. Însă, repet, din punct de vedere al proiectării, din punct de vedere al execuției și din punct de vedere al autorizației de construire, nu există nicio problemă. O ultimă întrebare. Privința lucrărilor efectuate pe timp de noapte, spuneți că nu au tură de noapte, dar iată că s-a putut atunci când a fost în care. Nu, stați să nu amestecăm lucrurile. E vorba de consemn. Deci ei sunt în consemn de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara. Însă în condițiile în care apare o avarie și ei încep din timpul zilei lucrările, mai ales când este o situație de criză, e clar că rămân și lucrează peste program. E cu totul altceva. E vorba de proceduri și de erori de sistem al lor intern, din punctul meu de vedere. Eu voi avea o discuție cu reprezentanții companiei județene, APASERV, pe de o parte pentru reînființarea dispeceratului de la Roman și pe de altă parte pentru o echipă de intervenție pe timp de noapte, așa cum e la Ion Gaz, la Lumină. Aș vrea să vă mai întreb dacă ați sfătuit lucrătorii să poate echipamente de protecție. Da, aici, eu v-am zis, sunt comentatori pe margine care mâncau semințe și vorbeau. Nu. Da, eu nu pot să mă erijez în conducătorul echipelor APASERV și așa mai departe. Eu, dacă am putut să fiu acolo, să fiu un sprijin pentru ei și tot ce a fost necesar și tot ce a ținut de mine să fac, am făcut. Eu sunt mulțumit că după 16 ore municipiul Roman a avut apă. Restul putem să stăm până mâine, comentăm, dar sunt doar comentarii. Și vreau să îi apreciez pentru efortul pe care l-au făcut și pentru cum s-au implicat. Mulțumesc. Noi am alimentat în permanență. Am alimentat în permanență și sistemul, și spitalul municipal, și pediatrie. Am înțeles că anul ăsta spitalul are în plan să mărească investit capacitatea de stocare, dar numai la clădirea nouă, pe 72 de ore. Așa. Dar ce se întâmplă la celelalte clădiri ale spitalului? Psihiatria construită nouă nu are, iar celelalte au, dar mici rezervoare. Da. După ce primaria. După ce vom finaliza investiția de la Spitalul Municipal de pe strada Tineretului, vom interveni și vom face rezerve și la celelalte. Nu le putem face pe tot peste noapte. Ați vorbit de prezența domnului suprefect, de prezența s-a dat director mobilă, a venit personalul, pentru că nu era o avarie. Da. Din punctul meu de vedere, având în vedere faptul că reprezentanții companiei APASERV erau prezenți aici, nu am văzut neapărat necesară prezența domnului Movilă. Știu că dumnealui s-a implicat foarte mult în găsirea celor două mufe și în discuțiile pe care probabil le-a avut cu acele companii care le-au deținut pe stoc și vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. În rest, mai departe, întrebați-l pe el dacă trebuia să fie prezent sau nu. Nemulțumirea mea este legată de faptul că nimeni de la Consiliul Județean nu a fost prezent. Dar probabil îi vom vedea săptămâna asta prezent pe aici. Avarie este drept, a fost o magistrală. Puteți să ne spuneți însă care este stadiul implementării acelui proiect început cu ceva ani în urmă, cu 2-3 ani de sectorizare apei și cât este el de eficient? A fost folosit vreodată? Sunt anumite zone unde este funcțional, în special pe rețelele noi, însă în această situație a avariei la magistrala de apă nu este funcțional. Nu era necesar asta. E o rețea veche de peste 100 de ani. Așa. Bineînțeles. Restului. Da. Așa.
lucrarea de la piață, vând nevând, a fost dat și cu această ocazie că are ceva probleme. Ce probleme are? Probleme. Păi da, să mai, anul ăsta au mai fost probleme legate de acel ulei care se scurgea pe mașini. Nu e ulei, e altceva, da. În sfârșit, da. Veți dispune, ea mai este în garanție, este prima întrebare, dacă mai este în garanție. Da. Dacă sunt probleme de execuție, cu siguranță va fi executată garanția, da? Mulțumesc. Aici. Sectorizarea a fost gândită pentru anumite zone din municipiul Roman, dar nu pe magistrala de apă. Pe anumite rețele pe cartiere. Însă când apare o avarie la magistrală, nu este funcțională sectorizarea. Cu atât mai mult cu cât nici nu se știe pe unde trece această rețea. Asta mi se pare de noi, nu știm de unde vine magistrala și... Știm că vine de la stația de repompare de la autogară și merge până la episcopie. Până la rezervă. Da. În afara magistralei. Nu, aici lăsând glumele la o parte, ce vreau să vă zic este că pe noul master plan de apă gândim înlocuirea întregei rețele de alimentare cu apă, în special în ceea ce privește magistrala de apă. Și atunci, cu acea ocazie, cu siguranță vom putea face și sectorizare și robinez din zonă în zonă pentru a putea permite. Da, asta nu se poate contoriza nicăieri. Aici reprezentanții ISU vă pot spune câte cisterne au încărcat și câte au fost distribuite. 600 de baxuri, ceea ce a ținut de noi, da. Mă, mulțumesc. Nu, aș prefera să nu intru în subiecte politice, rămân pe subiectele administrative. Eu zic că, din punct de vedere administrativ, a fost o încercare foarte grea pentru mine ziua de sâmbătă, peste care apreciez că am trecut bine și am arătat că știu să gestionez problemele municipiului Roman. Da, în aceste zile finalizăm ultimele detalii la secțiile de votare. Duminică, sau de fapt până sâmbătă, când vor fi preluate secțiile de votare, toate vor avea toate cele necesare. Mulțumesc. Lămuriți-mă, cine e senatorul de care spuneți numele? Nu, dar ați spus că presa speculație. Nu speculăm altfel. Păi să nu speculați. E un senator care, în loc să se preocupe de problemele orașului, emite comunicate de presă. Spuneți-i numele, domnul Plan. Sâmbătă. La cine v-ați referit? Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean din mandatul trecut. Spuneți-i numele, vă rugăm frumos. Actualul senator de Roma. Mulțumim.